Bună, dragii mei, eu sunt Alina Iloi Mureșan, sunt în fața la 7 TV și mă gândeam să vă las să cunoașteți mai multe despre noi, să vedeți așa ce se întâmplă în backstage, să cunoașteți echipa tehnică și așa mai departe. Eu spun să veniți cu mine la drum, da? Haideți să mergem. După cum vedeți, aici este un televizor, o plasmă, care mereu rulează cu toate promourile pe care le avem noi, cu edițiile noastre. Aici este intrarea noastră principală, am lăsat special ușa deschisă și aici avem partea de recepție. Și mergem încetul cu încetul către colegii noștri din regie, unde este partea tehnică și avem și pe realizatoarea noastră, iată pe regizorul nostru, ea este Alina, dacă vrei să spui ceva despre tine. Salutare, sunt Alina, sunt regizor. Da, ea stă la butoane aici și decide ce apare sau nu pe ecran, îl avem pe Marius. Bună, Marius, tu cu ce te ocupi? Eu sunt la server, sunt cel care dă de fapt materialele pe YouTube. Deci dacă nu merge live-ul sau dacă merge, lor trebuie să le mulțumim și lui Edi. Bună, Edi, tu același lucru faci, nu? Același lucru cu colegul meu. Da, aici este biroul vostru și o avem pe Consuela, pe care mă gândesc că o recunoașteți de pe, deja dacă de pe ecran. Dacă aici spun că sunt colega ta. Da, Consuela face ce fac și eu. Mai urmăriți, ia zi ce ediții. De vorbă cu doctorul și mezana, marți și duminică, dar și miercuri se mai dă. Mulțumim și o avem și pe colega noastră Daniela, care ne face frumoasă, așa este? Ne machiază. Da? Mergem mai departe să vedem și platoul puțin, așa, repede, repede, repede. Îl avem pe dragul nostru operator. Cum te numești? Iulian. Și ce faci? Lumini, cameră, decor, de tot. Da, deci se ocupă de imaginea noastră, să arate foarte, foarte bine. Aici este un colț din platoul nostru în care de obicei se filmează matinalul, de cele mai multe ori. Aici avem partea în care se filma sub lupă, după cum bine știți. Băieții pregătesc deja. Bună! Prezintă-te, te rog. Și este același lucru, face tot, filmează, se ocupă de lumini, așa este? Da. Tot ce înseamnă aici este, după cum bine știți, colțul de la alături de tine. Și în această parte va fi știrea cea bună în această seară. Uitați, vedeți și background-ul. Deci așa arată un platou când nu se filmează, când se pregătește și vedeți că băieții noștri se ocupă de tot ceea ce înseamnă lumini și tot. Mergem mai departe să vedem pe cine avem mai departe și ce se întâmplă. Aici avem biroul directorului administrativ și în această parte avem birourile celor de la montaj, care se ocupă de montat. Este montează toate emisiunile înregistrate. Aici avem biroul de grafică promo. Vom pândi așa puțin. Da? Și aici avem biroul directorului general. Hai să ieșim repede, să nu avem probleme. Și aici avem camera de machiaj. Aici, în fiecare zi, noi venim și suntem machiate, suntem făcute frumoase, ca să putem să apărăm în fața voastră și să arătăm bine, pentru că vă respectăm foarte, foarte mult. Dar asta nu este tot, să știți că mai avem. Este foarte mare a 7 TV. Aici avem partea de redacție și, bineînțeles, pentru că trăim această perioadă, aceste vremuri, partea de redacție, de cele mai multe ori, este destul de goală, pentru că preferăm, dacă se poate, să facem munca de acasă sau să venim pe rând. Aici mai avem o mică bucătărie și aici este vechiul platou pe care sper că îl recunoașteți din filmările vechi și l-am găsit pe sunetistul nostru Mihai. Bună! Care, de altfel, în viața de zi cu zi este artist, de fapt. Bună! Așa, deci acesta este platoul cel vechi în care se filmau înainte edițiile noastre. Sperăm că v-a plăcut turul pe care vi l-am prezentat în astăzi. Pa! Platou 2, după cum vedeți. Bun, după cum spuneam, sper că v-a plăcut ceea ce v-am prezentat și haideți să mai fugim puțin la colegi să vedem ce spun când știu că nu se filmează. Să-i prindem. Puțin. Aici. Deci a început să filmeze.